Salutare, salutare și bine v-am regăsit la un nou episod, deși în episoadele anterioare am fost la gheață și încă este iarnă, vremea totuși dă semne de primăvară. Astăzi mergem spre gura Jigăului, Pătriunghi Roșu. Înaintăm împreună cu Agripina, cu Cristi, mai sus îi Tămaș, cu Adela și cu Dara. O tură ce o să fie tot timpul numai la soare, îs undeva la vreo 8-9 grade, fără vânt, ceea ce e foarte bine. Înaintăm cu grijă. Deci pentru ce am venit, Tămașe? Cum? Pentru ce am venit? Să facem o drumeție la soare, pe versantul ăsta însorit, paralel cu Valea Rieșului. Noi i-am pus trecul să ne ducă pe Piatra Mare, care e foarte aproape, am văzut la 19 minute. Pătriunghiul ăsta roșu, dacă se merge până în capăt, ajunge deasupra cheilor turzii pe versantul drept. De acolo se poate coborâ la cabana Salvamont. Firica are aici Dita mai sticul. Al treilea vlogger. Vloggerul adevărat. Al treilea vlogger. Trei vloggeri pe traseu? Vlogger, nu putem unul de altul, trebuie să stai la rând, aștepți. Ca la moștie aici. Începutul e direct pe stâncărie în sus, în care ne-am încălzit, dar ne încălzea și soarele. Tot așa ne urcăm ca pe trepte. Înaintăm. Cel mai tânăr din echipă, Dăruca. Ce faci, Dăruca? Acasă! Văd că jos mai e drumesc care merg spre cheile Borzești să le traverseze, dar din câte puteți vedea, drumul plin de apă, tare mă tem că numai de noroit o să reușească să facă. Bă, aici e destul de uscat, întrucât bate soarele tătă ziua. Înaintăm tot așa pe pietre. Eu n-am mai fost până acum niciodată pe traseul ăsta, dar mai mult ca sigur o să-mi placă. Și undeva acolo, după braz, am lăsat mașina. Până aici, urcare intensă. Descoate limba. Mai avem un pic și am terminat cu urcarea. Să sperăm? Eu nu știu, eu mă încred după ce zice Tămaș. O să vină mai devină mai mol urcușul și o să vedem probabil Valea Rieșului și Arieșul turcoaz. Singura persoană ce nu obosește de rucă, ea să plictisește. Și am ajuns și la primul punct de belvedere. Se pare că cineva ce a făcut foc. Până aici am făcut cam 25 de minute. Niciodată nu vine Tămaș fără uneltele. De antebraț, pentru cei care vor să dezvolte antebrațul, pentru cățărat și Skanderberg. Acolo jos, nu știu dacă se vede observatorul, unde e un fel de poiană pe trepte, acolo e punct de observație și de vânătoare. Ia. Ce faci, Dara? Dacă nu ți-e frică? Nu. Acest copac este foarte puternic. Dar tu ești mai puternică ca el. Da. În continuare, Pătriunghi Roșu. Deși am intrat în pădure, nefiind frunze, soarele încă tăbate pe noi. Cum o să stăm așa, într-adevăr, o să stăm în soare tătă ziua. Și aici, în pădure, nici nu bate vântul. Și am mai ajuns într-un punct de belvedere. Odată ce am urcat, ce a fost mai greu, cam așa continuă traseul, pe urcare foarte ușoară, mai mult pe curbă de nivel pe aici, pe platou. Deja din pădure se aud numeroase păsări cum ciripesc. Acum au zis Tămaș că mai avem 400 metri până la Piatra Mare, în îndepărtare satul Borzești. Toate casele au acoperișul roșu, biserica e albă. Pe contrast.
Și cum am zis, creasta asta merge până pe platoul cheilor Turzii, versantul drept. Dăruca armoasare. Îți place pe aici? Și am ajuns pe vârf. Urmează să mergem după lemne. De ce trebuie să căutăm lemne? Ca să facem foc și apoi să prăjim bezele. Așa-i. Lemnele le-am adus, echipa cealaltă a adus pietrele, facem vatra, tămașul face focul și restul care n-au făcut nimic, mănâncă. Cu tăță trebuie să facem câte ceva. Așa e întotdeauna. Ce faci acolo? Pregătesc frigăruile pentru bezele. Astea sunt aptitudini dobândite de la... În copilărie, pe părăul Osoidii. Am crezut că de la Vlad Țepeș. Asta da, deci nu că n-aș pune în practică pentru mulți din vremurile noastre acele obiceiuri sănătoase, de-a dreptul. Pentru că altfel nu putem educa această națiune. Ce avem acolo, Dăruca? Marshmallow! Le dăm drumul? Da! Ai mâncat? Nu, că este prea fierbinte. Da? Da. Dar de unde știi? Dar nu-i lipicios. Nu-i, nu-i chiar așa. Cred că s-o răcit. A, da, s-a răcit. Numai să nu te împungi. Vrea să scoată lipita. Arde? Nu, e fost de bun. Îți place? Nu. Da, slănina, nu-ți place mai mult. Ce? Slănina, nu-ți place mai mult. Nu. Ia, lipito. No, e ospătat, ne-am ospătat cu un pic de dulce. Acum coborâm tăpătriunghi roșu și la un moment dat o să facem dreapta și facem un fel de circuit până înapoi la mașină, prin pădure, pe lângă cariera aia de acolo, pe acolo o să mergem. Deși încă iarnă, deja muguriu a apărut. Continuăm o coborâre pe noroi. Treaba devine din ce în ce mai înroiată. Un adevărat patinoar negru. Să sperăm că vom ajunge cu poponețele curate înapoi la mașină. Și într-un final am ajuns în siguranță la drumul forestier. În siguranță în sensul că n-am căzut în fund și nu i-am murdărit. Sperăm că așa am reușit la mașină. De aici, dacă se face stânga, se poate merge spre mănăstire. Noi facem dreapta, se pare că s-o pornie și un vânt. Să sperăm că ajungem la mașină și uscați, fără să ne aude ploaia. De pădure forestier facem dreapta. Ce faci, Tămașe? Vedeți? Așa face un bărbat pentru nevastă. Când e cazul, când nu... Ce părere ai, Adelu? Ce să mai zic? Fără cuvinte. Se mai spală din păcate, nu fără cuvinte. Așa-i, cum o din multele păcate. Cum o să spală? Dar Ripina, filmezi și tu. Cum băruiam, pe aici al mamă o cirlă, tătătă s-o dezghețat. Și în toată pasta asta de natură moartă, uitați aici, iedera verde. Parcă ar fi de plastic. Singurul lucru verde din jur. Și a ieșit soarele din nou, am ajuns în dreptul carierei. Se pare că îți bălți înghețate înăuntru.
Și pe toată creasta aia am mers noi, am coborât și apoi pe drumul ăsta forestier. Foarte faină și relaxantă tura. Un pic am avut parte din noroi pe coborârea, pe până la urmă asta e natura. Pe vreme uscată e o adevărată relaxare să te prinde aici. Și am ajuns și deasupra lacului înghețat. Ce s-a aici? Urme de dinozauri. Da? Le recunoști tu? Pentru că acolo este o groapă și gheață. În gheață, dacă deschideți gheața, o să iasă toți dinozaurii. Deci cine vine pe aici să aibă grijă să nu dezgheațe lacul. Da, da. Când ies dinozaurii vara, că se dezgheață sau primăvara, și ies și ne mănâncă. Dai, mâncăm noi pe ei. Cum? Îi facem frigărui. Da, dacă din noi dacă-s din aia ierbivori? Păi noi suntem carnivori. Ce? Ei mănâncă ierburi de rucă. Da, și sunt cu carne, deci noi putem mânca. Și am ajuns și într-un mini camping. Cu masă, cu scaune, cu de toate. Și o măsuță aici agățată. Avem și robinet și aceea e ulcica. Doamne ferici, doamne ferici cu cine umblu pe dealuri. Mamă, 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 dar care mi-ați ascuns-o? Atâta le-am înghesuit aici și le-am băgat și le-am stocat și le-am... Încep să mă îngrijorez din pricina acestei comori ascunse, cerbul, ciucaș. Să ne veselim, auziți acea răsuflare și gură de oxigen pentru băutorii de bere. 1, 2, 3 și... În continuare mergem spre mașină și nu știu cât de bine să vede în spatele desișului, aia e urcarea pe care am făcut-o la începutul turei de astăzi. De retras, ne retragem în continuare pe triunghi roșu. Și după 3 ore în care ați văzut că am și stat și exact 3 km, am ajuns înapoi la indicatorul de la care m-a făcut și eu intro-ul. S-a plăcut doar o caz? Da. Adelo? Da. Tămașe? Cine a fost ghidul dumneavoastră și inițiatorul acestei ture superbe? Aghi, cine să știe? De ce nu spui? Aghi! Aghi! Păreri de ziua de astăzi? Da, eu am făcut traseul. Cristi? N-ai făcut tu! Eu am venit ca șerpa! Când te-am trimis? Hai! Cum l-ai scos pe el din schemă când s-a lăudat? Like, subscribe și curățați păpucii copiilor și ai voștri. Tămaș, acum curăță boconții pentru Moș Nicolae. Da, mă pregătesc pe anul viitor. Doamne ferincă cum s-a făcut copilul ăsta. Și înăuntru. Și înăuntru. Și cam asta a fost. În continuare ne curățăm din oraie. Sper că v-a plăcut ieșirea de astăzi. Că ați dat un like, un share și un subscribe dacă până acum n-ați făcut-o. Ne vedem în următorul episod, Ara. Ne vedem în următorul episod. Ciao.